trăsăturile legate în mod tradițional de atractivitate, cum ar fi fața simetrică și ochii luminoși, pot fi semne că organismul este mai bun în lupta împotriva infecțiilor, se arată într-un studiu al analizelor de sânge. Cercetătorii cred că putem fi atrași de astfel de învățișări, deoarece creierul nostru este configurat pentru a căuta parteneri sănătoși. Dintr-un studiu realizat la Universitatea Creștină din Texas a reieșit faptul că oamenii care ies într-un bar căutând să vorbească cu cineva atrăgător sunt adesea respinși ca fiind superficiali și li se spune nu totul este despre aspect. Dar ei își urmăresc de fapt instinctele pentru a găsi un partener de înaltă calitate. Studiul a fost făcut pe 152 de bărbați și femei și a fost publicat într-o revistă. Oamenii de știință au fotografiat 152 de adulți, tineri, fără machiaj și cu expresii neutre. Apoi, 492 de persoane dintr-un sondaj online au fost rugați să-și evalueze atractivitatea. Cei mai arătoși bărbați și femei frumoase, conform celor de sex opus care au evaluat câte 25 de poze pentru sondaj, s-au dovedit a avea rate mai mari de fagocitoză. Acesta este procesul prin care globulele albe mănâncă și distrug bacteriile înainte de a îmbolnăvi pe cineva. Bărbații considerați mai atrăgători de către femei aveau celule natural ucigașe, mai eficiente, care pot distruge celulele infectate cu virusuri din organism, astfel încât să poată ajuta la combaterea COVID. Se vorbește de multă vreme că oamenii arătoși sunt mai sănătoși. Este puțin probabil ca cei cu fețe simetrice să fie avut probleme de dezvoltare în uter sau în timpul copilăriei. Pielea curată și ochii luminoși și largi indică starea bună de sănătate, deoarece ochii persoanelor bolnave tind să devină mai înguste și mai întunecate, sugerează unii experți, iar importanța buzelor roșii și a obrajilor trandafiri ar putea explica de ce femeile se machiază.